Redactarea unor texte diverse folosind tehnologia. Clasa a șaptea. Cu exemplificare, lecția de supraviețuire prin educație, Prințesa Elena Donici Cantacuzino de Anca Târcă. Învățarea prin imaginație. Detalii înainte de activitate. Iată ce vă propun. O prințesă și o vlogăriță. Două moduri de lucru la alegere. Sugestie. Dacă există posibilitatea ca elevii să lucreze colaborativ pe parcursul a două ore, atunci proiectele pot fi realizate în clasă. Ce bloguri urmăriți? Vă propun și eu câteva. Propunerea de azi, de pe blogul despre educație, reformă la firul ierbii, am luat lecția de supraviețuire prin educație. Joi, 14 martie 2013. Pentru că prima postare pe blog apare în luna martie, când se sărbătorește și Ziua Femeii, m-am gândit ca aceasta să fie despre prințesa Elena Donici Cantacuzino, doamna căreia îi datorez cariera și, în bună parte, ceea ce sunt astăzi. Într-o societate închisă și într-o perioadă în care în școli se studia limba rusă, am avut șansa să învăț limba engleză și limba franceză de la doamna Donici, cum îi spuneam noi. Împreună cu sora sa, prințesa Bălașa Cantacuzino, fusese alungată de comuniști din conacul lor din Băleni-Galați și avea domiciliu forțat în Pucioasa. Locuia într-o singură cameră la etajul modest al unei case de pe strada Libertății și, pentru a se întreține, dădea lecții de engleză și franceză unor copii din oraș care aveau înclinație pentru limbi străine. De la 10 ani și până când am terminat liceul, am mers la doamna Donici de două ori pe săptămână pentru o oră de franceză și una de engleză și povești despre trecut, artă, literatură, călătorii, noblețe, morală, etică, eleganță și multe altele. Mai târziu, am devenit studentă a Facultății de Limbi Străine din Universitatea din București, am absolvit-o în 1981 și m-am întors în Pucioasa ca profesoară de engleză. Când am devenit directoarea școlii 4, în semn de respect și recunoștință pentru cea care a marcat destinul multor tineri din oraș, am dat școlii numele de Elena Donici Cantacuzino și am introdus un curs opțional care dădea ocazia copiilor să afle cine a fost această doamnă, să meargă în comunitate să vorbească cu persoane care au cunoscut-o și să învețe astfel ce pot să însemne demnitatea, tăria și puterea de a face față încercărilor vieții. Putere care, în cele mai multe cazuri, dacă nu în toate, vine din educația primită. Eu am învățat asta pentru prima oară de la doamna Donici, care mi-a spus următoarele. Pe noi, părinții și guvernantele ne-au învățat să trăim astfel încât să nu fim dependente de bogăție, pentru că în viață azi poți avea bani și averi, dar mâine nu. Am încheiat de citit articolul scris de Anca Târcă. Pentru a continua, elevii vor primi fișa. Dacă nu există posibilitatea, cerințele sunt conținute și de slide-urile următoare. Să începem. Impresii. Scrieți un cuvânt în urma lecturii. Opriți resursa video cât timp elevii notează. 2. Ce sentimente răzbat din rândurile scrise de Anca Târcă? Dezbateți. Faceți schimb de impresii. Descoperim. Scrieți câteva informații transmise explicit despre doamna Donici Cantacuzino. Evidențiați câteva caracteristici ale societății comuniste. Întoarceți-vă la text.
3. Interpretăm. Doamna Donici Cantacuzino a trecut de la Conac, castel, la o cameră cu domiciliu forțat. Ce trăsături de caracter reies? Cum a făcut față? Cum a rezistat? 2. Prin ce este valoros opționalul introdus de Anca Târcă? 3. Care este învățătura primită de la doamna Donici Cantacuzino? Dincolo de text. Prin ce se realizează deschiderea unei societăți? Dezbateți valoarea poveștilor despre morală și etică pentru individ și pentru societate. Reliefați semnificația atitudinii de a face față încercărilor vieții. Răspunsurile se notează. Temă. Criterii de autoevaluare. Fiecare elev se va autoevalua, va nota, va încercui unul dacă există. Dacă nu încercuiește, nu există. Vă mulțumesc!